Duminică 17 aprilie, în ambianța primitoare a Casei Vechi, Asociația Copiilor cu Handicap Fizic Neamț a organizat un târg de bine în vederea valorificării unor decorațiuni și ornamente realizate de copiii cu nevoi speciale. La acest eveniment avem expuse tot felul de ornamente, ținând cont că vin și sărbătorile pascale și nu numai, pentru orice masă festivă, pentru orice cadou sunt lucruri binevenite și foarte frumos aranjat. Sunt făcute cu suflet. La acest eveniment am invitat toți romașcanii, este un eveniment public cu intrare liberă, unde dorim ca aceste fonduri care astăzi se vor strânge în cadrul acestui eveniment să meargă către copiii și tinerii cu dizabilități din cadrul asociației noastre pentru prelungirea activităților din cadrul asociației, pentru crearea unui club al tineretului, pentru sărbările care vor veni în acest an. Prezent la manifestare, edilul șef al municipiului, Laurențiu Leureanu, a lansat inițiativa înființării unui atelier cu caracter permanent, unde acești copii să-și poată ocupa timpul și să-și folosească abilitățile în realizarea unor obiecte artizanale, care ulterior să poată fi valorificate în folosul acestora. Să gândim o întreprindere socială, să gândim o activitate, am văzut ceva similar pe la Căpuneasă. Un atelier protejat care să facă astfel de lucruri, pentru că uitați-vă, foarte frumos și foarte interesant, ei nu caută până la urmă și nu ți-e ce scundă. Ei vin și pun în fața noastră lucruri frumoase, realizate în echipă, copii, părinte, împreună cu consultanții, cu cei care se implică în această activitate și oferă. Ei oferă, noi dăruim ce poate să fie mai frumos. Iată ce simbioză în marea noastră familie romașcană. Și atunci, eu ar zice că lucrurile acestea ar putea să capete substanță, ar putea să se materializeze niște lucruri realizate, prin care și alte instituții, inclusiv primăria, dar și promovarea lor și alte instituții, să se poată înfrunta din aceste lucruri frumoase și în același timp să sprijine. Atmosfera târgului a fost animată și de un scurt program artistic oferit de o serie de copii talentați care au dansat, au cântat și au recitat. Fondurile realizate din vânzarea decorațiunilor realizate de copiii cu dizabilități sunt destinate acoperirii unor cheltuieli curente ale Asociației Copiilor cu Handicap Fizic. Asemenea, manifestări sunt organizate la această asociație de câteva ori pe an și în diverse forme, în vederea atragerii de fonduri.